Iminenta modificare prin ordonanță de urgență a modului de calcul pentru pensiile militare a creat un val de cereri de retragere din activitate și la Buzău. În ultima perioadă, numai puțin de 10 dosare au fost depuse din partea unor polițiști. Ei vor putea beneficia de condițiile speciale prevăzute de legislația actuală, înainte de emiterea ordonanței de urgență care va crește vârsta de pensionare și va scădea veniturile. Pensionări se înregistrează și la nivel înalt în cadrul instituțiilor MEAI și MEAPN. Astfel, pe listă se află inspectorul șef al ISU Buzău, colonelul Dănuț Nicolae, și comandantul diviziei 2 Infanterie Getică, generalul de brigadă Gheorghe Vișan, deja trecut în rezervă prin decret prezidențial. Surse interne ne-au precizat că și șeful jandarmilor buzoieni, colonelul Florin Micheten, ar urma să își depună dosarul de pensionare.